A început programul Casa Verde pentru fotovoltaice. Ministerul Mediului anunță pentru anul acesta un buget record. Programul Casa Verde pentru fotovoltaice s-a deblocat marți la ora 10. Cei interesați au la dispoziție 90 de zile pentru a selecta un instalator validat prin intermediul aplicației puse la dispoziție la adresa de internet Administrației Fondului pentru Mediu. Tot în acest termen, instalatorii au obligația să analizeze documentele încărcate de solicitant. Programul va avea pentru acest an un buget record de 2 miliarde de lei și va viza aproximativ 90.000 de gospodării, după cum a explicat ministrul Mediului. Casa Verde pentru fotovoltaice a fost blocat timp de aproximativ 4 luni după ce un instalator a contestat în faptul că nu a fost acceptat în program. Acesta a renunțat la proces în urma unei înțelegeri cu autoritățile. Anul acesta, programul își propune să nu se oprească până când vom avea panouri fotovoltaice și pe ultimul acoperiș din România. 2 miliarde este cu siguranță un buget record, la fel cum 1,75 de miliarde a fost un buget record pentru anul 2023. Ministrul își propune să fim și mai ambițioși anul acesta. Se va deschide o nouă sesiune Casa Verde fotovoltaice dacă se constată nevoia de o capacitate mai mare de instalare a acestor panouri.